Oh, hei, salut degeneraților! Ce facem în martie, mă? Bă, parcă martie ăsta ne așteaptă cu o secură. O secură după ceafă, așa, parcă ne așteaptă. Doar ce am văzut, că a fost o întâlnire cu Paul, prietenul nostru drag, care vrea să schimbe puțin pe termen scurt viziunea, da? Și am vorbit de chestia asta încă din ianuarie. Nu vă grăbiți să intrați în piață, pentru că o să aveți șanse să intrați mai jos de 23-4 de mii cât era atunci. Ce se întâmplă acum în martie? Facem un update de piață. Sunt la Supercharger în Constanța, m-a prins cu pantaloni în vine, dar așteptați că vă zic exact. Nu o să ținem mult clipul ăsta. În momentul ăsta, după întâlnirea de ieri de la ora 5, după ce Paul a zis niște chestii și piața a interpretat în niște feluri, deodată se schimbă sentimentul. Normal trebuia să mărim ratele dobânzilor cu 25 de basis points, da? E, acum sentimentul pieței este invers. Deodată s-a inversat. Ăștia cred că o să mergem cu 70% probabilitate să mărim cu 50 de basis points. O să fac un clip mai amplu mâine, dar ăsta este ca o pregătire. Fii pregătit, pentru că mâine o să explic exact, după ce m-am uitat în trecut, că s-ar putea întâmpla cu prețul de la, în primul rând, Bitcoin și după aia toată piața cripto. Apropo, după scăderea asta, la fel, Eagle a ajuns la 41, Bitcoin a scăzut sub 22, a mai cumpărat ceva. Exact cum ziceam, îmi caut intrările, chiar dacă mergem la 18.000, intru de pe acum, da? Intrăm chill DCA. Așa se face. Nu suntem gușteri și ieșim la fel, chill DCA. Nu suntem lacomi. Când ești lacom și vrei să prinzi bottom-ul și topul, o să pierzi bani. Am trecut și eu prin asta. Și atunci, dacă sentimentul ăsta rămâne așa până pe 22 martie și Fed-ul mărește cu adevărat cu 50 de basis points, potențial să scădem mai mult. Să ajungem înapoi la 18.000, lejer. Da? Am văzut chestia asta în 2019 exact la fel. Și vorbim în clipul de mâine ca să ne uităm exact pe grafice, să vedem ce se poate întâmpla. Dar în martie avem potențial să intrăm puțin mai jos. Deja scăderea a început, se vede pe charturi. Cât de jos putem să mergem, nu știu. Pare că suntem deja la un nivel de oversold. Însă dacă pe 14-15 martie, când CPI-ul o să foarte potențial să meargă un pic la deal, atunci o să mai vedem niște sentimente de piață, ce o să gândească actorii. Actorii care, sincer, dictează înainte, până să se ia deciziile la Fed. Deci să fim atenți mai degrabă la actori, nu la Fed. Pentru că Fed-ul face ce a zis, oarecum se adaptează doar dacă piața reacționează pozitiv sau negativ. Adică va face inversul. Pentru că piața este pozitivă de ceva timp și Fed-ul încearcă să stăvilească inflația. Adică banii încă circulă, da? Răzleți, fără nicio limită. Asta vrea Fed-ul să oprească. Să oprească circulația asta de bani un pic, pentru a mai scădea inflația, da? Și atunci dacă piața a reacționat inversul față de ce se aștepta Fed, am văzut PCE-ul ăla de care am vorbit, este foarte posibil ca CPI-ul să crească un pic. Părerea mea este că dacă crește acum în martie, pe 15 când se declară, gen la un 6, 8, 7, părerea mea este că e ultimul spike. Și ultima șansă, practic, a Fed-ul să mărească cu 50 de basis points. Am făcut clip, uite-te la jocul de lichiditate în playlist, am făcut clip și am vorbit despre Silver Bullet, dacă mai ții minte. Un silver bullet ca un glonte de ăsta să împuște un vârcolac cu 50 de basis points. Ar fi cam ultima variantă a lor, dacă face spike CPI-ul acum, văd ultima variantă ca Fed-ul să mărească cu 0.5. Nu înseamnă că o să o facă, neapărat. Înseamnă că ar fi ultima variantă. Pentru că din mai, ce văd eu, dacă se întâmplă să mărească cu 0.5%, mă rog, 50 de basis points acum, în mai văd ca inflația să scadă, adică să-și continue trendul descendent. De ce? Pentru că tot CPI-ul ăsta este calculat clockworks, adică după 12 luni. Și în aprilie, dacă nu mă înșel, 2022, a fost crește, adică încă se creștea, încă creștea CPI-ul. Mi se pare că în mai deja era aproape de vârfuri și atunci se calculează inversul. E posibil să fim în scădere față de acum un an, că așa se calculează, 12 luni mai târziu. Și gen aprilie, când era mai jos, să dea pentru martie, care e a 12-a lună acum, până să vină din nou aprilie, să dea spike-ul ăsta de care vorbim și după aia din mai să se ducă în jos exact cum am precizat în ultimele clipuri. Uită-te la playlist, da, la jocul de lichiditate. Așa că văd o potențială intrare mai jos de aici. Și după aia, adio, urșilor. După aia văd creștere, da? Dacă la fel se întâmplă în continuare ce a zis Fed-ul, adică să mărească cu 0,25, după aia să se oprească, nu știu, în iunie, să se oprească tocmai ca să acopere inflația, deci nivelul de rate dobânzi să fie 5,5, 5,7 și inflația deja să fi scăzut sub nivelele astea, da?
și după aia să mențină o perioadă lateral ratele dobânzilor, dar să fie peste nivelul de inflație. Deci dacă ajungem la 5,75, să zicem, cu ratele dobânzilor, la sută, inflația trebuie ușor, ușor să meargă spre sub 5,75. Și după aia să o mențină ca să stăvilească, adică să scadă ușor, ușor spre 4, spre 3,5, spre 3. Și după aia să vedem cum Fed-ul o să încerce pivotul, da? Ăsta ar fi planul pe termen scurt. Eu deja am început intrările, aveam cash pregătit, exact cum am zis. Niciodată nu rămân fără cash, mai ales în piața asta din scădere. O să rămân fără cash probabil spre vârfuri, când o să urmeze parabolicul. Ori acum, nu știu cât de parabolic o să fie, ori 2025 sau când dracu vine bull-ul. Cam asta e, dragi degenerați. Ne bucurăm de încărcare la stațiile Tesla, încă moca, că e bear market, Doamne ajută. Dar e posibil să dea drumul la plăți și aici, asta înseamnă că vine bull market, nu? Ha! Follow! Și verifică jocul de lichiditate, da? Ai odată playlist-ul meu de pe YouTube și a doua oară am scris un e-book, cel mai șmecher e-book pe care o să-l citești despre bani, jocul de lichiditate, afaceri și mai multe, da? Ne auzim!